Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. Vorbim această seară despre trecutul voleiului masculin constanțean, dar și despre viitor cu Răzvan Parpala, antrenor la Academia de Volei Tomis Constanța, echipa care încearcă să ducă mai departe un sport care a făcut istorie aici la noi în oraș. Salut și îți mulțumesc că ai acceptat invitația noastră. Bună ziua și eu vă mulțumesc de invitație. Cum spuneam, vorbim despre un sport care a scris istorie în Constanța. Vrei să începem cu trecutul, vrei să începem cu prezentul? Cu prezentul mai bine. Cu prezentul. De unde a pornit Academia de Volei Tomis Constanța? Ce pot să spun? După cum știți, de anul trecut este echipa de volei fete care ne reprezintă pe planul diviziei B, care au făcut o figură foarte frumoasă anul trecut. În același timp au și secție de mini-volei și junioare 3. În vară, Florin Voinea, am stat cu el la o discuție și mi-a zis că să pornim la drum, să facem și echipă de divizia B de băieți. Și m-am bucurat foarte tare că a reușit să pună bazele unei echipe care vrea să țină voleiul constanțean încă în, cum să zic, în activitate. În activitate, da. Sunteți trei foști mari componenți ai acelei perioade minunate care s-a numit CVM Tomis. Vorbim de Radu Becan, care este antrenor la echipa de fete, tu antrenor la echipa de băieți și Florin Voinea, cel care împreună cu voi a gândit acest proiect. Voinea este implicat și la CSM Gidia. Era păcat ca un oraș precum Constanța, și nu vorbesc aici numai de suprafață, de economie și de numărul de locuitori, vorbesc de istoria acestui oraș în voleiul masculin și feminin, dar despre feminin o să vorbim cu Radu Began într-o altă emisiune. Acum vorbim strict de voleiul masculin. Era păcat ca un oraș precum Constanța să nu fie reprezentant pe harta voleiului românesc, o hartă care, din păcate, nu mai este nici ea atât de colorată. Au mai murit echipe, s-a mai stins din nebunia, nu știu, anilor 2000, să spun așa, și din frumusețea acelei perioade. Da, ce pot să mai spun? Este vorba că e bine că avem foarte mulți componenți în lot din Constanța. Avem băieți cu o experiență mai mare și băieți mai tineri care îi promovăm. Avem jucători care provin și de la școala sportivă numărul 1 din Constanța și aceștia sunt Grigore Andrei și Beiu Bogdan. Bineînțeles, Popa Eduard, care a jucat volei și la CSS 1 Constanța și la Tomis Constanța acum câțiva ani de zile. Aceștia sunt tineri care îi promovăm. Avem băieți mai cu experiență, să zic, cum ar fi Cosmin Ghimeș, Dragoș Pavel, Mihailă, care provin din vechea gardă și alături de ei Petcu. Avem și doi băieți care au venit în oraș din Buzău și anume Frâncu Teodor și Gemnariul Traian. Cam ăștia suntem. Noi suntem cu ambiții mari. Vrem să ajungem la turneul de promovare care va fi în luna aprilie. Sperăm să facem o figură frumoasă în continuare și să ținem voleiul băieți din Constanța sus. Cum a fost până acum campionatul? Este un campionat destul de strâns. Suntem trei echipe care ne batem pentru două locuri care promovează, care merg la barajul de promovare în divizia, și anume este echipa Rapid București, care este pe primul loc. Noi, Academia de Volei Tomis Constanța, locul 2, și Titanii București, care este o echipă tânără cu ambiții mari. Primele patru echipe din această serie, seria de Est, vor face un turneu unde primele două vor merge la turneul de promovare și cu cele două din seria de vest. Și acolo doar două echipe promovează în divizia. C-
Cât de greu v-a fost în această pandemie care a lovit toată lumea, nu doar pe noi? Da, este greu pentru toată lumea în primul rând, dar pentru sport este foarte greu pentru că nu te poți pregăti la capacitatea maximă. Sunt niște restricții care trebuie să le ții. Noi am încercat să ne ferim de toate problemele care sunt și să facem antrenamentele și pregătirea cât mai bună. Din păcate, pandemia v-a împiedicat să faceți și o echipă de juniori, o echipă de speranțe. Știm că există speranță în acest oraș, că o echipă va reînființa voleiul juvenil, pentru că sunt foarte mulți copii care visează să practice acest sport. Cam ăsta a fost și scopul, dar din cauza pandemiei și, cum să zic, ca să faci o echipă de copii, trebuie să mergi prin școală, trebuie să faci o selecție, trebuie să îi ții la sală, dar cu școlile închise, sălile închise pentru copii este mai greu. Aceștia nu au putut să vină la antrenamente și să faci o grupă de copii. Dar planul acesta este? Da, pe viitor vrem să o luăm de jos, de la grupa de mini-volei, să facem selecție prin școli, de la clasele a 3-a, 4-a și să, cum să zic eu, să ținem în picioare voleiul în Constanța. Practic, Academia de Volei Tomis Constanța încearcă să clădească pas cu pas, cărămidă cu cărămidă, o nouă echipă care poate să dea domnul să calce pe urmele CVM Tomis Constanța. De aia se numește Academia Tomis Constanța. O academie, te referi nu la echipele de senior, divizia B sau divizia, te referi și la pepiniera care o are în spate, de la cei mici până la seniori. Eu îmi doresc să putem cât mai repede, să putem să dăm drumul la selecție și să aducem copiii în sală la volei. Mai ales că vorbim despre un oraș care a dat nume mari în voleiul românesc. Vorbim numai de prezentul, nu știu, un Cămui, un Aciobăniței. Am uitat de Cămui Paul, să aduc aminte, și el este la noi la echipă. Este un jucător care a jucat prin divizia câțiva ani de zile și s-a întors acasă. La Steaua, dacă nu mă înșel, nu? A fost, nu, la Steaua sunt alții. A fost la Timișoara, a fost la Câmpia Turzii, la Cluj și, bineînțeles, la Ciobăniței Adrian, care acum este plecat în Franța, dar sunt mai mulți. La Steaua avem vreo 4-5 băieți care au fost la pepiniera Tomisului pe vremuri și Constanțen sunt Gavriz și Mușcină. Exact. Asta vreau să spun. Constanța a produs. A fost emulația CVM Tomis care a dus foarte mulți copii la sală și în acei foarte mulți copii au ieșit valori. Da, a fost și atunci un proiect foarte bun, la fel ca și acesta și la fel s-a plecat de jos, de la copii de 10-12 ani, care în câțiva ani de zile au ajuns să facem divizia. Eu asta îmi doresc, asta încercăm să facem, să, în primul rând, să promovăm voleiul, băieți și fete, și să creștem copii, să vadă ce înseamnă sportul, în principal voleiul, care este un sport foarte frumos. Nu numai pentru fete, bineînțeles, și să-i creștem. Și mai avem una tu, avem Tulcea lângă noi, Tulcea la fel, o zonă care de-a lungul timpului a oferit nu doar mare echipa Delta Consulei, a oferit și foarte mulți jucători pe piață, să zic așa, a lansat foarte mulți jucători talentați. Da, am avut și noi băieți de la Tulcea, care acum joacă în divizia, s-au format la Constanța. Bineînțeles, de la Tulcea am avut niște băieți gen Okunski, Vologa,
Aceștia joacă la Steaua București în prezent. Avem cam toate aturile să revenim măcar într-un an, doi pe prima scenă și apoi trebuie să începem să construim adevărata performanță, pentru că știm că nu este foarte ușor să ajungi în primele, nu știu, 3-4 echipe ale țării, să zic așa. Da, este greu, dar cum să zic, cu multă pregătire, cu mult antrenament și cu o bază în spate care îți permite să faci acest lucru, nu este imposibil. Cum ai face o analiză a voleiului românesc în momentul de față, începând, haide, uite, cu divizia A1, divizia B, ca să fie mai simplu pentru spectatori. Al doilea eșalon valoric al voleiului românesc. Cum îl vezi tu în prezent? Cum se arată? Care ar fi radiografia? Nu este chiar așa de roz, dar în partea de est, zona noastră, suntem trei echipe care ne batem la promovare. În același timp, sunt tot aceste echipe, vrem să promovăm jucătorii tineri. În schimb, în cea de partea de vest este mult mai slabă, multe echipe care nu prea promovează jucători tineri, nu au nicio finanțare cât de cât să le permită să promoveze în divizia. Nu este așa rost, dar încercăm să luăm lucrurile pas cu pas și să vedem unde putem ajunge. Urcând un pic mai sus în Liga Națională, în divizia A1? Acolo sunt echipele, primele 3-4 echipe care au bugete destul de mari și își permit să aducă jucători străini, care la rândul lor, aducând jucători străini, nu prea promovează tineretul, dar este un volei spectaculos, un volei care place ochiului și, da, de exemplu, în seria noastră, noi, Rapidul și cu Titanii, suntem trei echipe care cred eu că suntem mai bune ca locurile 10-11 din divizia, și anume Brașov și Timișoara. Acest lucru arată că așa acolo campionatul este împărțit în două sau chiar trei categorii și primele 4 echipe și restul sunt mai slabe cotate. Lucru care înainte nu prea se întâmpla. Da, înainte erau 8 echipe care se băteau la primele 6 locuri și cea de pe locul 8 sau chiar 9, când juca pe teren propriu, puneau probleme echipelor din față, de pe primele locuri. Ce s-a schimbat? De ce am ajuns în această situație? Pentru că, din ce știm, nu din ce știm, informațiile publice, dacă pot să spun așa, lucrurile pe la federație au început să se miște, încearcă să implementeze și niște programe pentru copii și juniori, încearcă să implementeze un program de marketing pentru a face acest sport mai vizibil. Campionatele de volei pe plajă, de exemplu, au o foarte bună vizibilitate. Pe final vreau să vorbim și de campionatele pe zăpadă, de snow volei, care au început să prindă și în România. Adică, dacă acum câțiva ani vorbeam de o federație care nu mișcă și de un volei care mișcă, acum pare un pic că s-a răsturnat situația. Bine, ce s-a întâmplat acum câțiva ani poate e reversul a ce se întâmplă acum. Primul lucru, pot să spun că îți trebuie bază, îți trebuie selecție de la copii, în primul rând, ceea ce vrem noi să facem, care multe echipe de divizia nu au o pepinieră a lor care să crească copii, să-i educe în sportul de performanță, să le arate ce înseamnă sportul de performanță. Și da, depinde. Fiecare an, acum pot să spun că e și noua conducere, este în anul, a venit la conducere pe, da, de foarte puțin și, timp. Și corect. Pe pandemie, în care lucrurile se mișcă cum se mișcă, toată lumea vede lucrul ăsta. Dar vreau să spun că au început să fie vizibili.
Și din federație vorbesc. Da, da. Lucru care înainte nu prea se întâmpla, să fim sinceri, suntem în fenomen de atâta timp. Până și meciurile de divizia B mai sunt transmise pe pe canalul lor de YouTube, pe diferite pagini de Facebook ale cluburilor. Adică au început să miște unde au putut, într-adevăr, că au venit în pandemie. Toate meciurile de divizia sunt transmise pe pagini de Facebook. Exact. Lucru care înainte nu se întâmpla. Adică vizibilitatea sportului acesta începe să crească. Normal, ar trebui să ne așteptăm să crească și măcar numărul de practicanți. De fapt, cred că de aici trebuie să începem, nu? Da, ăsta e primul factor care trebuie să-l schimbăm. Este greu la început, dar trebuie să intrăm în școli, trebuie să arătăm copiilor ce înseamnă voleiul de performanță. Și să aducem cât mai multă lume la sală, e important. Bun, școlile se redeschid pe 8 februarie, poate aici ar fi o portiță, dar hai să punem problema un pic invers. Că bănuiesc că se uită foarte mulți părinți și foarte mulți copii acum la noi care ar vrea să-și trimită ori copilul chiar vrea el să vină către volei. Dacă un copil vrea să vină la Academia de Volei Tomis Constanța, trebuie să facă ce? Cum vă contactează? Trebuie să vină direct la sală? În primul rând avem pagina de Facebook, care toată lumea, cred că în ziua de azi, știe să folosească Facebook-ul. Și în același timp, noi o să intrăm prin școli, o să mergem cu fluturașe, număr de telefon, cine e doritor să împărțim la mulți copii flyere, cine e doritor, cine își dorește să facă. Noi o să punem un program de antrenamente pe acest futuraș și o să-l așteptăm la sală cu mare drag. Cum trebuie să arate un viitor voleibalist? Ce căutați voi, tu, Florin Voina, Radu Began, prima dată la un viitor jucător? În primul rând îți trebuie plăcere. Și de a învăța. Face sport. Plăcere de a face sport. Bun. Și de a învăța. Voleibalul e un sport greu de învățat, dar după ce l-ai cât de cât ai început să îl practici și să îl înveți, este foarte, foarte frumos, e chiar plăcut. În același timp joci pe nisip vara la plajă volei. Al doilea rând, calitățile unui copil. Calități motrice? Motrice și... Da, bine, la copii, cel puțin la băieți, după 14 ani, când îți dai seama de ce, ce ar putea să facă în sport. Când sunt mici, nu mai să le placă să vină la sală și să practice un sport important. N-am înțeles. Și după 14 ani, practic, este săritura înspre performanță sau înspre sănătate? Pentru că oricum dacă practici sport, măcar câștigi pe partea de sănătate dacă nu ajungi. Sunt elevi care practică sportul timp de 5-6 ani, vine clasa 12-a, ei își dau seama că nu poate să facă performanță la un nivel mai înalt și în același timp nu că renunță, își dau seama că ar trebui să o ia pe altă parte. În același timp copiii care au calități, au, cum să zic, și chemare. Chemare și văd că au un viitor în sportul de performanță, ei se cam văd și își dau seama. Este un sport în care sacrificiile pentru a ajunge către marea performanță sunt mari, pentru că de-aia ajungi către marea performanță să deschidem un pic atmosfera. Bineînțeles, cred că toată lumea știe, dacă vrei să faci performanță, trebuie sacrificii. Dacă nu, fără sacrificii nu poți să ajungi sus. Cu un antrenament la 3 zile nu merge. Trebuie să te pregătești la juniori chiar în fiecare zi și, bineînțeles, la seniori 2 antrenamente pe zi, dar în același timp trebuie să uităm că școala e foarte importantă pentru copii și trebuie să îmbine școala cu plăcutul. Cu sportul. Cu sportul. Tu cum ai ajuns la volei? Da, e o poveste mai lungă. Ha, mai avem 10 minute. Bine, 5 pentru că ți-am vreau să vorbim și de voleiul pe plajă și de snowvolei. Da, sora mea făcea în acea perioadă, eram prin clasa a 9-a, făcea volei și eu am avut azi bronșic
Și doctorul mi-a recomandat un sport de sală. Vreau să mă duc la fotbal. Și doctorul mi-a recomandat un sport de sală. Și sora mea fiind la volei, la CSS1 Constanța, așa am ajuns și eu pe mâinile antrenorilor de acolo. Când ai simțit că poți să pleci, să spun așa, din indicațiile doctorului către performanță? La vârsta de 14 ani, cum spuneam, am început competițiile mai puternice prin țară și acolo mi-am dat, am primit și niște trofee, să spun așa, și atunci mi-am dat seama că pot să fac treabă, pot să fac un sport de performanță. Sportul creează foarte multe amintiri. Ai un top 3? Sincer, nu mi-am făcut un top 3, dar... Prima care îți vine în minte? Prima amintire care îți vine în minte despre voi? Prima amintire e că eram în clasa a 8-a și am luat premiul de cel mai bun ridicător pe țară. Și, cum am spus, clasa a 8-a, 14 ani. Exact, momentul, da, momentul poprice pentru a da imboldul acestor mari sacrificii. Deci asta este un factor care orice copil îl vede. Da? Mai avut colegi foarte talentați la vârsta aia care acum sunt stomatologi. Înțelegi? Da. Da, există acel ceva care face diferența dintre un sportiv de performanță și un sportiv, nu știu, semi-amator, semi-profesionist? Semi-profesionist, nu? Da. Bun. Ai fost și în teren, ai fost și acum ești și la Academia Tomis Constanța, ai fost și pe margine. Unde este mai greu? Știi că e discuția asta tot timpul. Ca jucător, ai plăcerea de a... te lupta, nu zic că ca antrenor nu, dar te lupta cu adversarul, ești tot timpul transpirat, emoții, echipă, toate treburile astea sunt excepționale. Primul lucru în echipă este foarte, foarte bun ca jucător și transpirația pe care o depui zi de zi la antrenament, munca ta se vede, munca ta de o lună, o săptămână, poate se vede meciul de sâmbătă care îl joci sau când este acela. Ca antrenor este alta, puțin alta satisfacție pentru că depui mai mult efort psihic, să-i zic așa. Și aici trebuie să lucrezi cu tot colectivul, nu mai e jucător, unde tu acolo depinzi de tine și de colegi, poate. Aici tu, antrenor, depinzi de tot colectivul. Trebuie să faci un nucleu care să joace așa cum îți dorești tu și să poată să câștige meciurile. Este un efort psihic, tactic, cum să zic. Deci e mai greu pe banc. Da, e mai greu pe banc. Pentru că trebuie să fii practic tatăl unei familii, să spunem așa. Da, e mai greu pe bancă pentru că trebuie să te... Ori echipa se mulează după tine și transmiți o treabă și ai... Nu, este altceva. Ori tu trebuie să te mulești după echipa care o ai. Ai avut foarte mulți antrenori renumiți de-a lungul carierei, nu știu, Martin Stoiev, Stelio de Rocco, îmi vin acum în minte, n-aș vrea să omit pe vreunul. Ai avut un idol ca și antrenor, mă refer? Adică în momentul în care te-ai apucat de antrenorat, ai zis, domnule, eu vreau să fiu, ca X. Da. Și de ce ai avut acel idol, logic? Idol, nu știu dacă pot să-i zic idol. Nu știu idol. Da. Cineva care... Deci mie mi-a schimbat voleiul în cap domnul Moculescu. Deci când m-a antrenat primul antrenament, mi-a dat tot voleiul peste cap din ce știam eu dinainte. Ceea ce se practica la noi în alte țări, de mai mulți ani de zile, noi atunci am aflat multe treburi pe care... Așa, în același timp, de Rocco, Stoiev la fel, un antrenor care citea foarte bine jocul adversarului. Și care nu trebuia să vorbească foarte mult. Da. Știa să transmită jucătorilor ceea ce vrea el să facă, acel jucător în teren. Trebuie să furi, ca antrenor, ideea mea că trebuie să furi de la fiecare câte ceva. Și meseria asta se fură, nu se învață. Nu este ca la școală când te duci și scrii pe o hârtie și o toci și meseria asta se fură. Trebuie să, cum spuneam, de la fiecare antrenor trebuie să iei cei mai buni în parte. Da, sunt mulți antrenori care am luat și bune și am luat și alea rele, așa nu.
trebuie să faci, poate. Și antrenori mai severi, antrenori mai maleabil cu colectivul, antrenori care, ce să zic... Bine, și în funcție de colectiv, bănuiesc. Și în funcție de colectiv, asta spun, că și eu acum la echipă am un colectiv care sunt niște băieți cu caracter, niște băieți cu care pot să vorbesc, să le transmit și mă înțeleg și suntem pe acea lungime de unde. În schimb, la alte echipe la care am fost, am avut poate unul, doi jucători în acel colectiv care nu le convenea ceea ce le transmiteam eu. Și acolo trebuie să intervină flerul tău de antrenor de a te comporta cu acei jucători. Exact. Bun. Pe final emisiunii, că mai avem aproximativ 4 minute, ai jucat vreodată snow volley? Nu, niciodată. Bun. În acest moment... Există o competiție în plină desfășurare și Constanța are câțiva reprezentanți acolo. În primul rând, de ce nu ai jucat și apoi să vorbim nu de cei care ne reprezintă atunci acolo. Când jucam eu, nu exista sportul acesta. Bun, dar nici măcar așa de distracție. Poate adică... dacă m-am jucat, dar nu cred, nici de distracție. n-am încercat acest sport, cu toate că se numește volei. Exact. Dar volei pe zăpadă, nu știu de cât timp, are... 3 ani. În România, dar da. În Occident, în afară, să spun, are o istorie un pic mai bogată. Mai bogată, da. Bun. Da. Academia de volei Tomis Constanța are câțiva reprezentanți acolo. Avem, sunt chiar 3 băieți care au fost campioni anul trecut. Nu se știe lucrul ăsta pentru că nu este promovat așa de mult. Chiar nici eu nu știam, știam că sunt acolo, dar nu știam că sunt campioni. Grigore Andrei, Beiu Bogdan, Popa Eduard și... Uite că îmi stă pe limbă numele acum. Da. Voicu Alexandru. Constanța are campioni în echipa aceasta, vreau să spun. Foști campioni cu CVM Tomis, îmi spui acum actual campioni la snow volley și are și campioni la voleiul pe plajă, da? Sperăm că... Și vara asta Constanța va reuși să mențină ca și organizare nivelul ridicat al campionatelor noastre naționale. Practic a reușit să stingi la Academia Volei Constanța campioni. Da, sunt băieți care... Indiferent, pe parchet, pe zăpadă sau pe plajă. Mai se joacă undeva? În pădure, nu știu să vedem. Dar da, sunt băieți care practică voleiul de plăcere. Îmi place să joace volei, pe că e pe plajă, că e în sală, că este pe zăpadă. Ei, în fiecare vară, de când nu mai este de volei în Constanța, de băieți, și anul ăsta, sezonul acesta competițional a revenit, ei în fiecare vară au jucat pe nisip, s-au luptat pentru a câștiga titluri naționale de juniori, că ei încă sunt tineri. Sunt băieți care au provit și de la... Tomis Constanța a fost o echipă care avea pepinieră. La fel, de la CS1 Constanța sunt doi din aceștia. Știi că vreau să te întreb care este diferența și care este mai greu. Voleiul pe plajă sau voleiul pe zăpadă? Dacă n-ai jucat volei pe zăpadă, te întreb doar așa să te pun în dificultate? Nu știu care e diferența, dar cred că efortul este destul de mare și pe zăpadă. În primul rând trebuie să joace cu aideși cu crampoane, ca să nu alunece. Și atunci desprinderea bănuiesc că este mai grea? În același timp, frigul care este afară pune o presiune asupra lor. Nu este ca pe nisip când este cald și dar frumos. Atunci pune presiune căldura. Căldura, da. Cred că e mai bună căldura decât frigul la volei unde joci cu brațele. Da, sunt două sporturi grele. Bun, și în ultimele 30 de secunde, dacă mâine un copil ar veni la tine și ar spune: Răzvan, vreau să mă apuc de volei, tu i-ai spune ce? Ai 30 de secunde. Vino cu drag, o să înveți un sport care este foarte frumos, poți să-l practici și pe plajă, și pe zăpadă, și bineînțeles în sală, și noi o să încercăm să te ducem spre în altă performanță. Răzvan, îți mulțumesc și te aștept aici în arena locală. Poate să sărbătorim promovarea. Doamnelor și domnilor, atât pentru astăzi, aveți grijă, un weekend minunat, numai bine!